Bună ziua, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la un nou moment special, un moment de conectare cu savoare și învățare. Sunt deosebit de bucuroasă să fim împreună din nou în ultima zi a lunii septembrie. Da, știu, trec repede zilele și uite că toamna, să zic așa, își intră în drepturi ușor, ușor și începem o lună nouă, luna octombrie, da? De mâine este prima zi a lunii octombrie, să fie cu sănătate, să fie cu pace sufletească, să fie cu frumos în suflet, cu gânduri luminoase și cu bunăstare, da? Cu stare interioară bună și dacă o facem să fie așa, cu siguranță și în afara noastră va fi mai bine. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, dau cafeluța virtuală aici, bem cafeluța împreună, este o cafeluță cu totul specială și nu este vorba neapărat numai de ce avem noi în ceșcuță, ci este vorba mai cu seamă de ce avem noi în minte și în suflet. Și ne dorim să fie un moment frumos, petrecut împreună cu valoare, ceva timp, da, dacă este o oră sau cât este, atât cât vă rezervați voi și vă dați voie și puteți, da, să vă uitați, să ascultați și să integrați, să aplicați în viața voastră câte ceva ce aflăm aici și discutăm împreună, pentru că de fiecare dată, grație prietenilor noștri care pun întrebări întotdeauna foarte bine, foarte bune, avem subiecte de discuție minunate, zic eu, punem împreună caimacul cafeluței noastre. Dragii mei, pe lângă acestea știți că lucrez cu oamenii de 45 de ani ca profesor și psiholog și astăzi eu mi-am propus să vorbim despre ce se întâmplă atunci când nu știm cine suntem. Și, din păcate, vă spun din experiența de viață și de cabinet că se întâmplă asta cu cei mai mulți dintre noi, adică cumva mergem în viață la întâmplare și nici măcar nu știm ce este cu noi. O să vedem în povestea noastră de astăzi cine suntem și mai cu seamă o să dezvoltăm de ce ar fi important să aflăm cine suntem, de ce este important să ne autocunoaștem și să ne dăm seama, poate unii dintre noi nici măcar odată nu ne-am pus această întrebare, oare cine sunt eu? De unde vin, ce port în mine, încotro mă îndrept, care este sensul vieții mele, cum pot eu să-mi aflu menirea, cum pot eu, da, să-mi împlinesc potențialul și în felul acesta să ajung să fac voia lui Dumnezeu. Da, poate unii dintre noi nici nu ne-am pus aceste întrebări. Niciodată, zic eu, că niciodată nu este degeaba și poate dacă nu ți-ai pus până acum vreo una din aceste întrebări, poate acum este un moment potrivit și eu mi-aș dori ca acest moment de întâlnire al nostru să fie, dacă vrei, chiar și un moment zero pentru tine, un moment în care să simți un aha, așa, în minte și în suflet și să faci ceva pentru tine în acest sens. Dragii mei, noi ne-am întâlnit luni și am vorbit despre situația când uităm de puterea noastră interioară și o căutăm în afara noastră. În acest fel, nu că ne-am predat puterea cuiva, nu că am oferit-o cuiva, ci mai degrabă pentru că nu suntem conștienți de ea, nu ne conectăm la ea, da? Și pur și simplu din cauza fricii sau a altor experiențe de viață, situații și emoții negative, pur și simplu facem întuneric în interiorul nostru și în felul acesta ne deconectăm de la puterea noastră interioară. Cumva tema noastră de astăzi vine în completare cu o altă perspectivă și o altă idee, la fel de bună să știți, și în sensul acesta eu am pregătit din nou o poveste, o poveste de viață, în care să știți că ne regăsim cu toții, cel puțin pentru un moment în viața noastră, cu toții am trecut pe acolo, cei mai mulți dintre noi.
Marți, în Clubul Femeilor Puternice, am avut o temă despre limbajul corpului și am văzut cât de important este și cât de mult ne ajută să înțelegem ce ne transmit oamenii dincolo de cuvinte. Da, dragilor, pentru că noi vorbim cu corpul nostru, nu numai cu gura, și să știți că prin cuvinte, cu gura, vorbim foarte puțin, da? Deci 7% spun specialiștii în comunicare. Paraverbalul, tonul vocii ar fi vreo 38% și restul, dragilor, de 55% aparține limbajului non-verbal sau limbajul corpului, ceea ce transmitem noi cu privirea, cu mimica, fizionomia noastră, postura corpului, gesturile noastre, tot ceea ce facem noi, ca să zicem, acțiunile noastre, conștiente sau inconștiente, transmit mesaje care pot să susțină cuvintele, da, ceea ce spunem noi prin cuvinte, sau din contră pot să infirme mesajul transmis verbal și pur și simplu corpul să transmită altceva. Se poate. Și atunci este foarte important să avem cunoștințe, informații legate de acest limbaj non-verbal. Joi ne-am întâlnit, să știți, fizic aici la Slatina, în Clubul Femeilor Puternice, și cu această ocazie am și primit o floare superbă de la doamnele mele, da, pe care vă arăt și vouă, pentru că știți că la fiecare sesiune pregătesc ceva. De data aceasta încep cu Floricica, că am adus vorba despre întâlnirea noastră. Este o orhidee superbă, vedeți ce culoare frumoasă are, dar și florile sunt mari așa și bogate. Le mulțumesc tuturor pentru încredere, pentru că, dragilor, în această perioadă am lansat până la miezul nopții astăzi, mai pot doamnele să se înscrie în Clubul Femeilor Puternice, unde începem, ca să zicem așa, o nouă etapă și, dacă vreți, un program, da, este un program de dezvoltare personală adresat femeilor, învață arta de a trăi frumos, în care zic eu că învățăm despre feminitate la superlativ. Putem să facem o artă și din viață și din cine suntem noi și din feminitatea noastră atunci când suntem conștiente și când învățăm cum să o facem. Și noi suntem în Clubul Femeilor Puternice din cadrul Academiei de Leadership și Dezvoltare Personală ca să facem o artă. Să facem o artă din cine suntem noi, o artă din viața noastră și ca să facem o artă și să ducem lucrurile la desăvârșire în asemenea manieră încât să-i spunem artă, ar trebui să învățăm cum. Și ca să învățăm cum, trebuie să avem un mentor, un mediu suportiv, da, alcătuit din persoane cu valori asemănătoare, unde să creștem împreună. Și drumul este mai ușor de parcurs când suntem împreună, mai mulți, respectiv mai multe acolo, este mult mai ușor. Și acum aveți această șansă, dar până la miezul nopții, să doamnele care sunt deja în club să-și prelungească abonamentul și este momentul potrivit pentru doamne care încă nu și-au dat această șansă până acum să încerce să vadă cum rezonează ele cu ce facem noi acolo. Este super ok, ne întâlnim o singură dată pe săptămână marți la ora 19 pentru o oră și jumătate. Este multă energie bună acolo, o vibrație înaltă, învățăm niște lucruri minunate, împărtășim, are loc un transfer de experiență, avem acolo domnișoare de la 20 de ani și doamne până la... Nici nu mai știu cât are doamna Elena Coșa, decana noastră, de vârstă 70 și ceva de ani oricum. Și este de admirat pentru tenacitatea, consecvența, pentru dorința dânsei de a rămâne angajată în acest proces de dezvoltare personală. Gândurile cu tâlc, dragii mei, au ajuns la 979 astăzi și împreună cu toate sesiunile de Camelia Coffee le găsiți pe YouTube. Vă asigur că sunt informații prețioase
Și indiferent prin ce situație treceți, chiar îmi spunea o clientă la un moment dat, doamnă, când mi-e greu în funcție de situația, de problema pe care o am, mă duc acolo și e imposibil să nu găsesc ceva să mă ajute. Un gând, o idee, măcar o stare energetică, da? O emoție bună care să mă scoată din starea mea în care cad la un moment dat. Bun, și pentru că suntem la Camellia Coffee, evident că avem ceva pregătit aici. Bun, și încep, ca de fiecare dată, cu lumina, da? Lumina de la înviere, lumânarea pe care o am întotdeauna lângă mine aici. De data aceasta m-am simțit ghidată să iau această icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva. Mai este puțin, da? Puțin. Și o să prăznuim împreună această sărbătoare minunată, Sfânta Parascheva, la care mulți aveți evlavie, da, care ale cărei sfinte moaște se găsesc la Iași. Și vă spun din proprie experiență, am fost și eu acolo, că se întâmplă lucruri minunate, se fac 2 ani de când am fost acolo și v-am mai povestit eu la momentul acela când m-am întors din pelerinaj. Este o sesiune excepțională, o să o găsiți pe YouTube dacă o căutați, după ziua Sfintei Parascheva, acum 2 ani, în 2022. Am avut acolo niște experiențe revelatoare, revelatorii, da? Și o stare din care s-au întâmplat foarte multe lucruri minunate după aceea în viața mea și nu numai în viața mea personală, dar și în viața noastră de familie. Deci, dragilor, atunci când credem și starea noastră este înaltă, gândurile luminoase, suntem plini de recunoștință, se întâmplă lucruri minunate. Cana, iconița, da? Deci cana, da, cana de 4 ani. Și floricica v-am arătat-o, dragilor, din nou vă pun aici floricica de la doamnele din Clubul Femeilor Puternice. Și la recunoștință astăzi, pentru că este ultima zi a lunii octombrie, eu sunt foarte recunoscătoare pentru toate experiențele de viață pe care le-am trăit în această lună, pe lângă toate celelalte integrate din care am învățat cine sunt. Și întotdeauna învățăm despre noi cine suntem, să știți. Nu ne poate învăța nimeni. Nu ne poate învăța nimeni cine suntem. Doar pur și simplu să ne ajute, să ne ghideze prin întrebări, da? Să scoatem din subconștientul nostru acolo și din supraeul nostru, da? Supraconștientul, să scoatem lucruri pe care altcineva le știe, da? Nu le știm noi la nivel conștient și să le aducem în planul conștient și să aflăm cine suntem. Deci sunt deosebit de recunoscătoare pentru toată această lună cu experiențele ei și sunt recunoscătoare în avans și pentru toate experiențele care vor veni în calea mea, se aștept deja, da, în calea mea, pe drumul acesta al vieții mele în luna octombrie. Da? Deci sunt recunoscătoare în avans. Și, dragii mei, cineva zicea că avem în viață două zile importante. Una când ne naștem și alta când aflăm de ce. Și ca să afli de ce te-ai născut, care este misiunea ta, trebuie să afli cine ești, să te autocunoști. Și, dragii mei, aici este o mare problemă, vă spun cu mâna pe inimă, pentru că nu toți suntem preocupați și interesați de acest subiect, să aflăm cine suntem. Unora chiar ne este frică să intrăm și să aflăm cine suntem, să intrăm în emoții, să intrăm în experiențe dramatice, traumatice, ne e frică, da? Ne e frică să suferim, nu ne place să suferim și inevitabil, intrând în forurile cele mai subtile ale sufletului nostru, o să ajungem acolo în tenebre, ca să zicem, în cele mai adânci foruri ale noastre, da? Și inevitabil o să ajungem la situații care ne pot durea. Și
oamenii nu sunt dispuși să ducă durere și să sufere în plus. Din păcate, să știți că este singura cale prin care putem să ne ridicăm în lumină, pentru că acolo este balastul energetic și cu cât aruncăm peste bord balastul mai mult, da, cu atât nava se ridică, cu atât noi ne ridicăm mai mult și mai mult în lumină. Deci singura cale să curățăm și să ne ridicăm este să intrăm acolo, să ne înțelegem, da? Doar așa putem să explorăm și să devenim mai buni. Dragilor, spuneam că vom învăța astăzi despre ce se întâmplă atunci când nu știm cine suntem și ce ne poate costa ignoranța sau inconștiența noastră. Odată un ou de vultur ajunse printr-o ciudată întâmplare, ajunse printr-o ciudată întâmplare în cuibarul unei găini. Oul a stat alături de ouăle de găină, iar puiul de vultur care a ieșit din ou a crescut alături de puii de găină, a învățat să scurme în pământ după hrană și să cotcodăcească. Nu a zburat niciodată, pentru că niciunul din puii de găină nu zbura. Într-o zi văzu un vultur zburând grațios sus, foarte sus pe cer. Îi întrebă pe ceilalți pui, ce pasăre este aceea care zboară atât de sus? E un vultur și zboară minunat, dar tu nu poți zbura astfel, pentru că ești doar un pui de găină și puiul de vultur nu se mai gândi niciodată la zbor. Trăi toată viața ca și când ar fi fost doar un pui de găină și nu-și cunoscu niciodată adevărata moștenire. Fusese menit să zboare, să fie câștigător, dar se lăsase convins că el nu poate zbura. Dragilor, câți dintre noi nu ne lăsăm convinși de alții că noi nu putem, să nu încercăm, să nu ne încumetăm, că e prea mult pentru noi să facem una sau alta? De câte ori nu ne lăsăm convinși să nu acționăm în direcția visurilor noastre? De câte ori nu se întâmplă asta pentru fiecare dintre noi? Și din păcate, dragi mei, se întâmplă chiar din partea persoanelor apropiate și dragi nou. Când cineva te descurajează și îți spune că nu poți, o face din propriile limitări și frici. N-are legătură cu tine. Tu trebuie să-ți vezi de treaba ta. Lasă mintea rațională deoparte, ascultă-ți inima, glasul sufletului tău, și vei afla că ești o ființă infinită, cu posibilități nelimitate și că poți zbura asemenea vulturului în înălțimi. Dacă, în schimb, alegi să cocodăcești și să te comporți precum găinile care scurmă în pământ, pentru că asta ți s-a spus că ești, asta ai văzut, astea au fost modelele care te-au înconjurat. Și nu încerci niciodată să sforțezi limitele și să vezi cum ar fi, dacă ți-ai întinde aripile și ai îndrăzni mai mult decât să scurmi în pământ și ai îndrăzni să zbori. Oare ce s-ar întâmpla? Vine o perioadă, un moment în viața fiecăruia și eu vă confirm asta, da, din experiența mea personală, am 63 de ani, vine un moment în viața fiecăruia când simțim nevoia să tragem linie, să evaluăm și să vedem cum stăm, dacă suntem mulțumiți de ceea ce lăsăm în urmă ca și moștenire spirituală, ca și semne și urme ale trecerii noastre prin această călătorie temporară pe pământ. Și poate că dacă n-ai încercat niciodată să-ți întinzi aripile, să-ți forțezi limitele și să dezici cuvintele celorlalți care te-au tras în dărăt și care te-au descurajat, dacă n-ai încercat niciodată să faci asta,
s-ar putea să-ți pară rău și să regreți și chiar să treci dincolo în neființă cu acest regret și să te întrebi într-una, oare cum ar fi fost dacă aș fi încercat să zbor? Oare cum ar fi fost dacă nu l-aș fi lăsat eu pe cutăriță să mă descurajeze? Oare cum ar fi fost dacă eu îndrăzneam să fac atunci acel lucru, acea acțiune? Oare care ar fi fost viața mea acum? Care ar fi fost soarta mea? Da? Eu cred că cu toții și avem această plecare, mintea noastră rațională, să ne pună întrebări, dar dacă, dar dacă, dar dacă, și să ne imaginăm și să facem exerciții din acestea prin care să ne provocăm mintea. Dragilor, niciodată nu poți să știi asta. Nu poți să știi dacă nu-ți dai șansa, dacă vulturul nostru, da, puiul de vulturi, și-ar fi dat șansa, hai să văd, vai ce frumos zboară, ce frumos e. Dacă tu l-ai văzut pe ăla că zboară, nu e întâmplător, este pentru că și tu poți să o faci, dar trebuie să crezi în tine, să-ți acorzi această șansă și să vrei să faci un gest, acela de a încerca să-ți întinzi aripile. Dar dacă nici nu încerci, dar dacă nici nu te gândești, nici nu-ți dorești și preferi doar să cotcodăcești, doar să asculți pe cei care cotcodăcesc în jurul tău, dar preferi să faci asta, n-ai nicio șansă. Eu îți spun că poți. Fiecare dintre noi putem. Prin studii s-a dovedit că dacă un om poate să facă ceva, dacă el este integru din punct de vedere mental și fizic și face, da, acei pași prin care se pot realiza acele lucruri, da, și va fi consecvent, va reuși și el. Deci, dacă tu crezi în tine, crezi în Dumnezeu, da, da, adică în supraeu, în puterea aceea interioară ta, care niciodată nu ne trădează, să știți. Știți când ne trădează? Când o trădăm noi. Puterea interioară nu ne trădează. Noi o trădăm pe ea, să ne înțelegem, da? Așa cum ne trădăm pe noi când ceilalți o fac. Din fricile și neputințele lor. Dragilor, un lucru vreau să înțelegeți. Doar acționând ne putem crește aripile. Puii de pasăre învață să zboare doar zburând. Da? Puii de vulturi învață să zboare doar zburând. Copilul învață să meargă doar mergând. Da? Deci orice lucru reușim să-l învățăm doar făcându-l. Dacă însă alegem să-i credem pe cei care nu cred nici în ei, pentru că ei nu cred în ei, de asta nu cred în noi și în șansele noastre, da? Deci dacă alegem să-i credem pe ei care nu cred nici în ei, dar în noi, și să ne limităm făcând doar lucruri banale, ca și cum am vrea să le dăm lor dreptate, că bă, așa e prea mult pentru mine, eu nu o să reușesc. Păi uite, îmi spusă și vecinul că e greu, că nu știu ce, mi-a zis și tanti Mărioara, mi-a zis și nu știu cine, da? Că e greu și dacă e greu, nu cred că o să reușesc, nu am eu abilitățile necesare, cunoașterea, nu am puterea, nu pot eu să fac asta, e prea mult pentru mine. E, deja când ai zis chestia asta, deja ți-ai pus barieră, da? Și nu ți-o pune nimeni, nici tanti Mărioara, nici vecinul, nimeni ți-o pui tu crezându-i pe ei și tragi oblonul, da, care te desparte pe tine de puterea ta interioară, de măreția, de focul acela interior care te pune în mișcare și din care ies lucruri mărețe, puterea creatoare a omului, da? Omul este co-creator alături de Dumnezeu. Dar cum reușește el să co-creeze? Ascultându-și și punându-și la treabă puterea interioară. Altfel, moare cu darurile în el, cu talanții în el, cu puterea interioară. Dumnezeu i-a dat,
dar el nu și-a băgat în traistă. N-a recunoscut nici oportunitățile, nici oameni, nici o șansă nu și-a dat. Și știți câți oameni sunt din ăștia care se irosesc în viață? Știți câți sunt? Te apucă pe mine, mă apucă jalea. Eu când văd oameni capabili, deștepți, frumoși, inteligenți, cu un potențial enorm, pe care lasă să-l încezească, mă apucă jalea, credeți-mă, plâng în sufletul meu pe dinăuntru. Știu câtă pierdere suferă această lume datorită neîncrederii în ei, datorită, deconectărilor de la puterea lor interioară, de la măreția lor, pentru că nu cred în ei. Bun, dragilor, o să trec la întrebări, că avem câteva, dar sunt minunate toate. Doamne, ce iubesc eu pe oamenii ăștia care își fac timp, da, să întrebe, pentru că să știți că ei se pregătesc. Îmi trimit mie în privat întrebările, să-mi ceară ok-ul, dacă formularea e ok. În fine, sunt oameni care citesc mult înainte de aceste sesiuni, se edifică, să zic așa, și atunci pun întrebări excepționale ca să ne ajute pe noi toți. Și prima întrebare de la Alex Chițu este: ce înseamnă cunoașterea de sine și cum ne ajută? A pus punctul pe ei, da? O să-l punem, de fapt, împreună, pentru că el mă ajută, întrebarea lui mă ajută să pun punctul pe ei. Ce este cunoașterea de sine? Pentru că tot am zis ce se întâmplă când nu știi cine ești. Păi cum aflu cine sunt? Decât prin cunoașterea de sine. Sau autocunoaștere, e același lucru. Și acest proces este procesul prin care o persoană ajunge să înțeleagă profund cine este, inclusiv propriile trăsături, emoții, valori, puncte forte, puncte slabe, motivații și comportamente. El ajunge să înțeleagă cum gândește, cum se comportă, de ce face, de ce nu face anumite lucruri, pur și simplu își înțelege mecanismele, da, prin care el funcționează. Cum reușește? Deci acest proces presupune autoreflecție sinceră, da, obiectivă asupra propriei identități, da, cufundare, dacă vreți, în identitatea noastră interioară și a modului în care interacționăm cu lumea. Să știți că nici când nu ne cunoaștem mai bine pe noi decât în interacțiune cu ceilalți. Interacțiunea cu ceilalți ne vădește, da, foarte clar cine suntem. De ce? Pentru că trebuie să ne exercităm trăsăturile de caracter. Cineva te roagă să-l ajuți. Îl ajuți sau nu? Vorbește despre caracterul tău. Îl ajuți, cum îl ajuți, vorbește despre înțelepciunea și deschiderea ta. Vedeți, în interacțiune cu ceilalți, noi ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine. Care sunt aspectele cunoașterii de sine? Conștientizarea emoțională. Devin conștientă de ceea ce simt în anumite situații, îmi dau seama cum simt, da? Îmi recunosc emoțiile și învăț să le gestionez, să le controlez, să nu mă las dominat, luat târâș de furie, de exemplu, să mă apuc, să sparg, să dau, să sar la jugularea cuiva, să dau cu pumnul în ușă, cum se mai întâmplă, da, au venit adolescenți, da, bandajați cu mâna în gips, că a dat cu pumnul în ușă, nervos, într-un acces, da, de nebunie, mental așa, pur și simplu a trecut prin ușă. Da? Alt aspect al cunoașterii de sine, recunoașterea valorilor și a credințelor personale. Vedeți, toată viața noastră se desfășoară ținând cont de anumite valori, de anumite credințe ale noastre. Da, respectiv, să vă dau un exemplu. Dacă pentru mine o valoare foarte importantă este familia, tot ceea ce fac voi ține cont, în primul rând, da, voi pune în capul listei familia, da, ca și prioritate.
Într-un fel este când eu am ca și valoare prioritară familia. Într-un fel este când am ca valoare prioritară evoluția profesională, da? Îmi las familia deoparte și mă duc acolo la cuca măcării, la nu știu ce cursuri, la nu știu ce joburi, stau 20 de ore din 24, da? Pentru că am pe primul loc, nu știu, avansarea, evoluția profesională, ați înțeles, da? Într-un fel mă comport când am ca și valoare prioritară pe Dumnezeu, pentru că atunci fac lucrurile diferit. Pun pe Dumnezeu pe primul loc și tot ceea ce pleacă de la mine, da, mă gândesc dacă este în acord cu voința divină și este bine ceea ce fac, da, din perspectiva unei persoane creștine, practicant religios. Am dat un exemplu, să ne înțelegem, da? Deci este foarte important să-mi cunosc valorile care sunt, zice mentorul meu, da, John Maxwell, ca niște parapeți. Ce sunt parapeții, știți? Sunt așezați de o parte și de alta a străzii, da? Și pur și simplu te ajută să nu sari cu mașina în râpă, da? Să nu o iei pe lângă drum și pe nu știu unde, pe câmp, pe râpă, pe nu știu unde, da? Deci parapeții te și ghidează, sunt ca niște jaloane, da? Și cumva îți mențin și starea de siguranță, de stabilitate și te orientează să fii pe drumul tău, da? Valorile ne orientează în viață, sunt ca niște parapeți, atunci când le avem foarte clare în minte, nu derapăm, da? Sau dacă o facem, derapăm foarte greu. Asta înseamnă că știm că abdicăm de la valorile noastre esențiale. Identificarea punctelor slabe și forte. Păi, eu, cum spuneam, în interacțiune cu oamenii, prin autoreflecție, prin înțelegere sinceră, da? Și mă uit, îmi fac o radiografie, un screening, dacă vreți, închid ochii și îmi imaginez, da, cum cobor cu liftul în interiorul sufletului meu și observ ce văd acolo. Îmi place ce e acolo. Sunt pe un tărâm frumos, luminos, cu verdeață, cu floricele, cu pomi, da? Adică, respectiv, găsesc acolo fapte frumoase, emoții frumoase, gânduri luminoase, gândesc, simt, acționez în acord cu aceste valori ale mele sau nu-mi place ce văd acolo sau nu mi-ar place să am o prietenă care să demonstreze și să acționeze conform a ceea ce văd eu acolo în sufletul meu. Pentru că se poate întâmpla și asta, să nu-mi placă de mine. Și acum îți lansez această întrebare, iau ca pe o provocare. Ție îți place de tine? Îți place cine ești? Te iubești pe tine așa cum ești? Ai vrea să ai un prieten sau o prietenă așa cum ești tu? Ți-ar plăcea asta? Răspundeți la aceste întrebări și după cum îți răspunzi, crede-mă că poți să-ți dai seama de cine ești tu, da? De calitatea, de valoarea caracterului tău. Mai departe, cunoașterea tiparelor de gândire și comportamentale. Cum e cu asta? Tiparele de gândire, foarte greu e. Să ne dăm seama de mecanismele noastre de gândire. Pentru asta să știți că ne trebuie un consilier, un coach, un mentor, da? Un mentor care să-ți pună întrebări, așa cum fac eu, da? Și aici, și în club, și în cabinet, da? Un consilier de dezvoltare personală care să te ajute, să te ghideze prin întrebări, da? Să ajungi la tine, la cine ești tu din partea aia. Unde tu nu ai acces, nu vezi, da? Imaginează-ți că între conștient și subconștient și inconștient sunt niște uși și sunt camere diferite, da? Da? Bun. E, va trebui să treci printr-o ușă, da, la inconștient sau subconștient și să scoți de acolo ceva și să vii cu acele noutăți, informații în camera conștientului, da?
ca să înțelegi tu, da, să diseci, să înțelegi de ce procedezi în anumite situații în felul acesta. Și o să-ți dau un exemplu. Să zicem că folosești niște cuvinte și este o expresie ca un leitmotiv, da? Poate că nu e chiar drăguță, niște stereotipii, dar tu te-ai pomenit cu ele, nici nu știi că nu sta ale tale, da? Pentru că atunci când ai fost copil, tu auzeai că zicea bunicul, da? Se supăra prin curte, pe animale, suduia, ziceam toate. Cumva, ca și copil, ai absorbit niște expresii și ai început să le folosești și tu, da? Și ai început să le folosești. La un moment dat nu-ți mai dai seama că le folosești și te poate întreba cineva. Dar de ce zici așa? Și tu atunci să reflectezi, să te gândești, opa, dar de ce? De ce zic eu așa? A cui este? Când ai învățat tu expresia asta? Și ducându-te în timp în urmă, să-ți aduci aminte că, de fapt, prima dată pe bunicul ai auzit spunând așa, că la mintea ta de atunci îți părea oarecum drăguț, da? Te-a fascinat noul, diferitul și ți-a intrat în vocabular și ai început să folosești acele cuvinte. Sau o credință, da? Ochiul, cum se zice, banul e ochiul dracului. Da? Am luat e un proverb, e și o credință, da? Este și o credință asta, care te ține departe de prosperitate. Pentru că dacă banul e ochiul dracului, de ce ți-ai dorit tu ochiul dracului? Adică prin această entitate malefică, deci banul practic te duce pe tine, da? Într-o zonă gri, să zicem, dacă nu neagră. Adică nu sunt bun banii, da? Să ne înțelegem. Adică omul care are bani, asta vrea să spună, este foarte vulnerabil, se poate lăsa înșelat de diavol și să facă lucruri împotriva lui însuși. Da? Da, se poate întâmpla și asta. Dacă nu avem nivelul de creștere, de înțelepciune, de dezvoltare necesar, care ne-ar trebui, da, pentru momentul acela în care suntem și vrem să facem diferit lucrurile, inclusiv să câștigăm mai mulți bani. Nu e niciun păcat asta, bani în contră. Atâta timp cât tu îți dorești să faci bani, da, pe lângă, cum să spun, proiectele tale personale, pe lângă, astea am spus, să poți să ajuți în jurul tău, să faci fapte frumoase, de ce nu, de voluntariat, să-ți aduci contribuția, da? Și din ce ești tu, din ce ești tu să câștigi bani prin creativitatea ta și să întorci lui Dumnezeu și Universului 10%, să zicem, da? Am zis-o așa că există o chestie cu zeciuiala, dar nu la aia mă refer neapărat. Poate este altă discuția asta, dar oricum, din ceea ce suntem noi, în semn de recunoștință și recunoaștere a aportului lui Dumnezeu în viața noastră, noi ar trebui să întoarcem. Și cum? Da? Făcând fapte bune pentru ceilalți oameni. Poate donezi, da? Poate donezi la o asociație. Poate faci o milostenie, da? Și mergi și ajuți niște oameni nevoiași. Poate faci o colectă, organizezi o colectă, poate ajuți la ridicarea unui așezământ spiritual. Deci orice ai alege din ce spun eu sau alte lucruri, da, important este ca tu, din ceea ce ești și reușești să câștigi, da, să îți aduci contribuția la mai binele umanității. Cunoașterea tiparelor de gândire și comportament, am spus. Important este să ne cunoaștem și scopurile și motivațiile și să ne înțelegem aspirațiile și ceea ce dă sens vieții noastre. Cum ne ajută cunoașterea de sine? Păi, când ne cunoaștem pe noi, vom avea relații mai împlinitoare, pentru că putem comunica mai eficient și putem avea empatie și relații mai sănătoase.
ne va crește încrederea în noi, pentru că îmi știu punctele mele puternice, da, pe care le voi dezvolta, cunosc și vulnerabilitățile, punctele slabe și mă voi ocupa de ele îndeaproape. Mă ajută să îmi gestionez emoțiile mai bine, să am autocontrol și să fiu mai conștient de mine. Mă ajută să iau decizii mai bune, să rezolv mai ușor conflictele interioare. Pentru că eu înțeleg, intru, băi frate, de ce mă frământă pe mine chestia asta acum? Mi-a zis cu tăriță ceva, da? Păi, dacă mi-a zis ceva, de ce mă las eu controlat de ceea ce mi-a zis, da? Prin furie, prin frustrare, ce parte din mine rezonează cu ce mi-a zis? Pentru că, de fapt, ce mi-a zis ăla este despre el, da? Dacă asta s-a reflectat în interiorul meu, este pentru că am ceva de clarificat și de rezolvat acolo, da? Bun, ne creștem reziliența. Ce înseamnă asta? Că îmi cresc puterea interioară, acea capacitate de a rezolva conflictele, de a face față într-un mod nou, diferit și mai înțelept provocărilor din viață și mă dezvoltă personal. Deci, în concluzie, Alex, cunoașterea de sine ne ajută să fim mai conștienți de cine suntem cu adevărat, să trăim în mod autentic cu cine suntem noi, să ne dezvoltăm pe toate planurile, contribuind la o viață mai cum? Mai armonioasă, mai echilibrată, mai împlinită. Bun, a doua întrebare tot de la Alex. Ce este modelul PAC, adică părinte, adult, copil, și cum se poate aplica în viața de zi cu zi? Nu știu câți părinți sunteți aici, dar asta este pentru voi, pentru că întrebarea este excepțională pentru părinți. Dragii mei, modelul PAC, despre care întreabă Alex, este o teorie din analiza tranzacțională, da, dezvoltată de un psihoterapeut, Eric Berne, care descrie structura personalității și interacțiunile dintre oameni. Potrivit acestui model, fiecare dintre noi, deci fiecare persoană, avem trei moduri de funcționare, de interacțiune, trei moduri de a face lucrurile, da? Un mod este ca și părinte. Când și cu toții facem asta, da? Ne erijăm în postura de părinte. De unde știm cum să facem asta? Deci, pentru că le-am învățat de la părinții noștri, de la părinți, de la profesori, de la figurile de autoritate, da? Este postura aceea de părinte, sfătos, da, care poate și critic, pentru că sunt două feluri de părinți aici, părintele critic, judecător, care oferă sfaturi, emite judecăți, este autoritar și moralist, dar este și părintele ocrotitor, grijuliu, protector, dar poate deveni excesiv, atenție, de protector și dominant, da? Este aici însă părintele care sufocă copilul, da? Și datorită hiperprotecției nu îi permite să se dezvolte, să-și crească aripile, da? Și să fie autonom în viață, un om puternic. Deci, efectiv, nici nu-și dă seama acest părinte cât de mult rău îi face copilului, pentru că în mintea lui este că îl iubește, îl protejează, îl ocrotește. Nu e în mintea lui că, de fapt, îi este cel mai mare inamic, ca să zicem, în această privință a dezvoltării puterii personale, personalității și a dezvoltării plenare din punct de vedere psihoemoțional. Deci, odată starea de părinte, am zis, da, pe care am învățat-o de la profesor, de la părinți, starea de adult. Dragilor, starea de adult vine din partea rațională a minții noastre, partea rațională, obiectivă și echilibrată. Ce facem când ne simțim ca și adulți? Procesăm informațiile bazate pe realitatea prezentă, pe ceea ce știm, analizăm situațiile logic și luăm decizii conștiente. Adică am vorbit noi despre înțelepciune aici în starea de adult, da? Nu ne bazăm pe emoțiile excesive,
sau prejudecățile din trecut. Da? Aici este starea de adult. Și mai avem o stare de copil, capricios, așa cum sunt copiii, care se lasă dominat de emoții, da? Dominat de partea impulsivă a personalității noastre, asociată cu experiențele din copilărie. Starea de copil se manifestă în două moduri, fie ca un copil liber, spontan, care este creativ, jucăuș, curios și plin de energie, fie ca un copil mare, atenție, adaptat, da, conformist, ca, care îi ascultă și pe părinți și pe ceilalți, face ce zic ceilalți, da? Dar poate fi rebel și timid în funcție de circunstanțe. Să știți că un copil se mai zice așa, copil cu minte și babă frumoasă nu există. Când copilul e cu minte, da, prea cu minte, nu e ok, nu e în regulă, să știți. Pentru că este un copil timid care se interiorizează, îi e frică să se manifeste și să se exprime ca să nu supere pe mama, pe tata, ca să fie iubit și acceptat și este modelul de adult de mai târziu, care la un moment dat poate deveni foarte rebel. Fie rebel, da, să se lupte și să fie luptătorul number one, ca să zic așa, un non-conformist și un războinic, da, fie excesiv de timid și foarte suferind pe dinăuntru, dacă vreți, chiar depresiv, da? Cum se aplică modelul PAC în viața de zi cu zi? Dragilor, pe rând, vreau să înțelegeți, pe rând suntem și în postura de părinte, și în postura de adult, și în postura de copil, să știți. Cu toții ne comportăm ca fiecare dintre aceste personaje. Cum se aplică? De exemplu, în comunicare, în conversații, putem să observăm din ce stare vorbim și din ce stare de ego reacționăm, da? De exemplu, dacă cineva vorbește din starea de părinte critic, da? Și zice, n-ai făcut bine, n-ai așa. Și tu poți să te simți frustrat, da? Și canat și să răspunzi din starea de copil rebel, da? Adică să nu-ți convine, să devii agresiv și să răspunzi ca un copil capricios, da? Și obraznic. Te ajută cu ceva asta? Nu. Dar cei mai mulți facem așa. De ce? Pentru că nu ne educăm din punct de vedere al comunicării, să ne înțelegem, și din punct de vedere al caracterului. O conștientizare a acestei dinamici ne-ar duce către starea de adult. Pe aceasta ar trebui să o adoptăm. Să echilibrez dialogul și să mențin o comunicare constructivă, da? O să văd ce pot să fac, da? Probabil că am scăpări, o să mă uit peste ce am lucrat până acum și o să văd dacă este cazul să revin asupra unor aspecte. Deci asta ar fi un răspuns de adult, da? Dacă dau un răspuns de copil, cum am spus, agresiv, impulsiv, capricios, o să o dau de gard cu relația, da? Și mă va costa ulterior. Cum mă mai ajută să cunosc acest model PAC în gestionarea conflictelor, da? La fel, iau același exemplu, da? În loc să răspund ca un copil, da, și să fac lucrurile ca un copil, să arunc cu, da, aș putea când cineva mă critică, mă enervez. Da? Cum face copilul? Aruncă cu jucările, se dă cu fundul de pământ, țipă, urlă, da? Îi vin, nu-i așa, crizele. Așa. Păi, e bine oare să facem așa? De ce să nu intrăm noi în starea de adult și să văd, hai să văd ce pot să fac? Bă, poate ăsta are dreptate în vreo privință, poate mi-a scăpat ceva. Ia să reflectez, ia, da, să mă aplec asupra acestei chestii și să văd ce este aici, dacă ține ceva de mine, dacă nu, o să-mi susțin mai departe cu, la fel, din starea de adult, da, cu argumente, o să-mi susțin punctul de vedere. Asta ar fi înțelept. Creșterea autocontrolului, deci suntem mai atenți
Da? Suntem mai atenți la noi. Cum gândim, cum vorbim și ce facem. Suntem mai conștienți de propriul comportament, îmi dau seama, da? Echilibrarea vieții emoționale și raționale. Vedeți, învăț să jonglez, să jonglez. Când sunt părintele critic, da, și protector, când sunt adultul înțelept, când sunt copilul capricios, da? Deci, învăț să mă înțeleg pe mine și să-mi reglez comportamentele și să mă echilibrez în funcție de context, conjunctură, situație, interlocutor, da? Bineînțeles că toate aceste lucruri vor avea un impact foarte puternic asupra relațiilor personale, atât în familie, în cuplu, da, cât și în relațiile părinte-copil. Și pe lângă exemplu pe care vi-l dădeam, în familie părinții pot adesea să cadă în capcana de a se comporta din starea de părinte ocrotitor sau părinte critic. Să știți că e foarte important ca părinți să ne dăm seama de acest comportament și să adoptăm o atitudine mai adultă. Și să ne dăm seama că copiii au nevoie de experiențele lor. Aceasta ar fi o atitudine înțeleaptă de adult. Părintele supraprotector va zice, nu faci asta, uite ce o să se întâmple, uite, ți va face rău, uite, dacă te duci acolo, ți se poate întâmpla asta și asta și asta, nu te las, nu te duce, nu e bine. Ăsta este părintele supraprotector, da? Un părinte înțelept, adult, din starea de adult, va zice așa, ok, dacă mă întreb pe mine, am avut și eu o experiență asemănătoare și n-a ieșit prea bine. Dar îmi dau seama că este experiența ta de care tu ai nevoie, eu îți sunt alături. Dacă tu vrei cu tot din adinsul să ai această experiență, eu îți stau alături. Deci poți să mergi, să vezi despre ce este vorba acolo. Am deplină încredere în tine că vei acționa da, așa cum trebuie, deci nu vei face prostii și indiferent ce se întâmplă, da, hai să vedem după aceea, să vorbim despre această experiență, cum ai trăit-o, ce s-a întâmplat și cum a fost pentru tine, da? Ce rezultate, cu ce rămâi în urma experienței să integrezi și să aplici în viața ta ulterior. E de bine, nu e de bine să tragem învățăturile. Asta ar face un părinte adult, dragilor, da? Deci, în concluzie, modelul PAC este, dacă vreți, un instrument excepțional pentru a înțelege dinamica relațiilor și a comportamentului uman, da? Să ne înțelegem pe noi înșine și ca părinți, și ca, virgulă, copii, da? Și ca oameni. Mai departe, a treia întrebare tot de la Alex. Este un citat, ne dă el aici un citat din Dalai Lama. Dragostea este absența judecății și întreabă el, cum ne împiedică judecata să ne cunoaștem și să-i cunoaștem pe alții? Minunată, minunată întrebare. Deci, ce vrea să spună Dalai Lama prin acest citat? Că adevărata iubire presupune acceptare și compasiune. Acceptare și compasiune, fără a impune etichete sau formule critici, da? Adică, dragilor, dacă accept pe cineva, îl accept, da? Și o fac din dragoste. Dragoste necondiționată. Haideți să ne gândim puțin la dragostea divină. Dumnezeu s-a lăsat crucificat. Da? Se putea sustrage, da? Se putea sustrage, știa ce l-așteaptă, putea să evite, dar nu s-a sustras. Da? De ce nu s-a sustras din dragoste pentru noi? El a venit pe pământ să facă pace între cer și pământ, să facă pace între Tatăl Ceresc, Dumnezeu și oameni, da? Oamenii care sunt așa cum suntem, da? Așa. Bun, și el a venit cumva și cu modelul de viață, da, Iisus asta a făcut, Fiul, da, a venit cu modelul de viață să ne învețe cum să ne răscumpărăm, să ne învețe cum să trăim, să ne învețe cum să facem lucrurile, cum să trăim înțelepți ca adulți, da, atenție, ca adulți. Mă refer acum la modelul PAC, da?
Deci, dragostea este absența judecății, înseamnă acceptare, înseamnă compasiune. Cum ne împiedică judecata să ne cunoaștem pe noi înșine? Păi, evident că atunci când te critică cineva, te vei închide în tine. Și știți despre ce vorbesc, da? Cei mai mulți dintre noi facem asta. Dacă ne critică cineva, ne retragem. Precum melcul în cochilie, da? Deci critica este dăunătoare, critica excesivă. Chiar critica de sine este dăunătoare, da? Ne conduce la crearea unor măști. Din teamă de a nu fi judecați, ce facem? Ne punem măști. Nu mai suntem noi, da? În congruență. Nu mai suntem autentici. Nu mai spun ce gândesc. Nu mă mai arăt prin faptele mele cine sunt. De teamă să nu fiu judecat, da? Și dacă sunt judecat, înseamnă că nu sunt acceptat. Și dacă nu sunt acceptat, înseamnă că nu sunt iubit. Și frica de iubire este cea mai mare, da? La noi oamenii avem nevoie să fim acceptați, să fim iubiți. Din cauza asta facem foarte multe compromisuri și foarte multe greșeli, ca să fim acceptați de ceilalți. Ne blochează dezvoltarea personală, da? Deci, judecata ne poate împiedica să ne acceptăm imperfecțiunile și să lucrăm asupra lor. Deci, nu ne acceptăm așa cum suntem. Ce se întâmplă când îi judecăm pe ceilalți? Da? Judecata ne împiedică să-i cunoaștem pe ceilalți, pentru că deja creează niște bariere emoționale. Deci, cumva ne depărtează. Da? Imaginați-vă că suntem pe malurile diferite, stânga-dreapta, da? Și printre noi curge o apă. Cam așa suntem. Trebuie să învățăm să construim poduri. Da? Poduri. Atâta timp cât ne criticăm, cât nu ne acceptăm, cât ne vorbim de rău, cât ne hulim, cât ne bârfim, nu putem să construim poduri. Podurile se construiesc între minți deschise și suflete deschise, da? Iubitoare. Asta este iubire. Din judecată creăm proiecții și prejudecăți. Ce înseamnă prejudecăți? Mă duc să cunosc pe cineva pentru că a insistat cineva, dar eu am auzit și am o prejudecată, mă duc la acea întâlnire cu o prejudecată, am auzit că persoana respectivă nu merită încredere. Și s-ar putea ca persoana respectivă să fie ok, dar dacă eu mă duc cu această prejudecată, pentru că am auzit eu pe cineva care a avut o experiență cu cineva, da, și nu a fost bine. Și atunci îmi intră în cap acea convingere, da, și mă duc la întâlnirea asta fiind convins că persoana respectivă nu este de încredere. Ghiciți ce se va întâmpla. Păi voi fi suspicios, voi pune întrebări, poate voi fi agresiv, poate voi face aluzii, da, prin care să aduc atingere persoanei respective, îl voi suspecta de diverse chestii, poate voi face remarci răutăcioase și nu va fi de bine deloc. Da? Deci, prejudecățile mă pot sabota. Ce mai face judecata? Duce la lipsa empatiei. Eu nu te pot înțelege pe tine dacă te judec. Da? Ca să te înțeleg pe tine, am nevoie să mă pun în locul tău. Da? Să fiu empatic cu tine, cu suferința ta, cu durerea ta. Atâta timp cât te judec, nu pot să empatizez cu tine. Judecata împiedică iertarea și înțelegerea. Nu pot să te înțeleg, nu pot să te ascult, da? Cu inima deschisă. Nu pot să te iert nici atât dacă eu am prejudecăți legate de tine și te judec. Cum absența judecății contribuie la cunoașterea de sine și a celorlalți? Păi, ce se întâmplă, dragilor? În primul rând, este acceptarea necondiționată. Așa cum Tatăl nostru ceresc, da? Ne acceptă pe noi și ne iubește cât de păcătoși și de nemarnici suntem. Da? Necondiționat. Și pentru ce suntem, și pentru ce nu suntem, și pentru ce facem, și pentru ce nu facem. Da? Ne acceptă. Ne acceptă. Fără judecată ajungem la compasiune și empatie.
putem să înțelegem oamenii, putem să dezvoltăm relații mai frumoase, mai împlinitoare, da? Deci când renunțăm la judecată, renunțăm la distanță și suntem lângă oameni și oamenii lângă noi și să știți că fericirea plenară curge și decurge din însoțirea cu oamenii, din asocieri, să știți, cu oameni, din relații cu oamenii. Deci, uitați-vă la copii, copiii trag la copii, vor la grădiniță, vor la locul de joacă, unde sunt copii, vor și ei acolo. Și noi suntem așa, să știți. Când eram închiși în casă, nu ne plăcea. Aduceți-vă aminte, avem nevoie de oameni, da? De interacțiunea, de energia, de să ne luăm în brațe, să ne ascultăm, să facem lucruri împreună. Bun, următoarea întrebare de la Elena Matei. Credeți că timpul petrecut cu noi înșine, zice ea, și conectarea la propriul nostru suflet ne ajută să aflăm cine suntem? Evident, evident, timpul petrecut cu noi înșine, conectarea la propriul suflet sunt esențiale pentru a descoperi cine suntem cu adevărat. Și vă puneam, dragii mei, că am fost sâmbătă, am fost pe Buntele Căpățânii la Vârful Roman, la mănăstirea Alina Maria. Este un loc absolut fascinant, aproape la 1800 de metri înălțime, foarte greu se ajunge. E un drum de munte, pe alocuri puțin îmbunătățit, dar în rest e vai și amariști să rămâi cu mașina pe acolo. Ne-am încumetat să mergem, cred că pentru a treia oară, dacă nu mă înșel. Este un loc cu totul și cu totul. De fapt, fiecare loc este special. De ce este special acesta? Pentru că este foarte multă liniște în vârful muntelui acolo. Credeți că acolo este, cum să zic, vine o super putere de undeva și intră în noi? Nu e așa, dragilor. Acolo ne aducem aminte de cine suntem noi, ne conectăm la puterea noastră interioară, la Dumnezeul din noi, ne ascultăm sufletul, de aceea intrăm în acea stare de pace, de grație divină și ne conectăm cumva la împărăția cerurilor din noi. Asta se întâmplă, da? De acolo am și făcut gândul cu tâlc, da? Pentru că mă conectez la puterea mea, da? Acolo, în starea de pace. Autoreflecția clarifică gândurile și emoțiile, da? Deci mă interiorizez, mă pun în conexiune cu divinitatea, deci divinitatea din mine, da? Divinitatea exterioară și divinitatea interioară și atunci creez ce? Puntea aceea de comunicare, de simțire, dragilor. Are loc un transfer, dacă o vreți. Este împuternicitor. Acea stare de pace este împuternicitoare. Pentru că ți-aduce aminte de cine ești tu, de copilul tatălui, copilul iubit al tatălui ceresc. Da? Ești copilul adorat, copilul creat din iubire. Noi toți suntem creați din iubire. De asta menirea noastră este să oferim iubire și nu răzbunare, furie, frustrare, neacceptare, durere și alte lucruri pe care mai mult le dăruim. Cum ne mai ajută reconectarea la autenticitate? Da? Deci ne reconectăm la cine suntem noi cu adevărat și ne ajută să ne vindecăm emoțional. Când ne interiorizăm și ne conectăm și intrăm în forurile, cum spuneam, cele mai intime ale sufletului nostru, ne vindecăm emoțional, să știți, și nu de puține ori ne pomenim că începem să plângem, da? Suntem vulnerabili emoțional. Cu cât ne încărcăm mai mult acolo, mai multă durere, mai multă suferință, mai multe răni, da? Acolo sunt mai multe drame, cu atât mai mult simțim nevoia să ne eliberăm. Și când ne punem în comuniune acolo, da? Cu divinitatea și cu energia aceea foarte înaltă, vibrația aceea, da? Pur și simplu ajungem la noi, la cine suntem și cumva acele lucruri dureroase încep să curgă prin lacrimi, da? Și să ne eliberăm. Să dăm peste bord balastrul care ne încarcă și
cu care mergem prin viață de alminter. Ce se mai întâmplă când ne conectăm la noi? Ne dezvoltăm intuiția și înțelepciunea, dragilor. Da. Intuiția este o superputere care ține, da, este o capacitate psihică, psihoemoțională. Am zice noi că accesăm, da, Dumnezeul din noi, da, vorbim cu Dumnezeu, vocea intuiției are legătură cu instinctul de supraviețuire, de conservare, de protecție, pentru că divinitatea ne-a trimis pe pământ fără instrucțiuni de folosire, în schimb cu niște mecanisme foarte fine, inteligente și complexe, prin care noi trebuie să învățăm să avem grijă de noi, da? E, în momentul în care ne dezvoltăm și înțelegem, da, cum funcționăm noi și înțelegem lucruri despre noi, de asta trebuie să ne autocunoaștem, sigur că ne este din ce în ce mai bine. Ne dezvoltăm autonomia și independența emoțională, ne explorăm spiritualitatea, cine suntem noi, începem să ne punem întrebări, începem să ne reglăm emoțional și mental, pentru că atunci când eu mă cunosc pe mine și îmi dau seama cum funcționez, îmi dezvolt și capacitatea reglatorie de a veni cu măsuri compensatorii, da? Deci nu mă las controlat, cum am spus, de furie, de emoții negative, nu mă las controlat de alții, recunosc, îmi dau seama, știu, da, îmi cunosc puterea, știu cine sunt, accesez acele resurse care mă ajută, sunt în interesul meu și mă ajută să mă ridic în acea situație și fac asta spre binele meu cel mai înalt. Vom conștientiza propriile nevoi și dorințe, devin mai conștient de mine, da? Deci, prin conectarea la propriul suflet, descoperim profunzimile ființei noastre, ne acceptăm cu tot ce suntem și putem trăi o viață mai autentică, mai echilibrată, mai împlinitoare. Și timpul acordat pentru introspecție ne ajută să ne îndepărtăm de influențele externe, da? Și să ne ascultăm adevărata natură, ceea ce contribuie la o mai mare împlinire personală. Bun, suntem dornici de acest drum spre noi înșine sau ne îndepărtăm de noi în ultima vreme? Întreabă Elena în continuare. Dragii mei, în societatea contemporană ne confruntăm cu o paradigmă, da? Un paradox foarte interesant în ceea ce privește dorința de autocunoaștere, care se pare că este din ce în ce mai la modă, pot să zic așa, pe de o parte. Deci, pe de o parte simțim această atracție de a afla cine suntem, da, pe drumul către sine. Pe de altă parte, există și tendințe puternice care ne îndepărtează de noi înșine, în special din cauza stilului de viață modern și a tehnologiei. Haideți să vedem pe rând tendințele care ne apropie de noi înșine. Creșterea interesului pentru spiritualitate și mindfulness, deci practici care ne ajută să ne simțim mai bine, să intrăm în conexiune cu sinele divin și să accesăm subconștientul, psihoterapie, dezvoltare personală, exerciții de respirație, da? Tot felul de terapii și alte lucruri care ne ajută să conștientizăm sănătatea mentală și emoțională, care ne duc, da, ne conduc spre autenticitate și, cum spuneam, ne ajută să ne cunoaștem mai bine și să ne conectăm la noi. În tendințele care ne îndepărtează de noi înșine, amintim supraexpunerea la tehnologie și social media, stilul de viață agitat, da, trăim pe repede înainte, superficialitatea relațiilor, faptul că nu avem răbdare să ne ascultăm, nu avem răbdare să ne înțelegem, nu avem răbdare unii cu ceilalți, da? Foarte superficial suntem în relații, în comunicare, evităm disconfortul emoțional, nu ne place suferința, din cauza asta nici nu ne întărim, ca să zic așa, da? Pentru că întărirea la nivel emoțional, vă spuneam că are loc prin suferință. Cu cât depășim
da? Niște situații de disconfort, da? E, acestea se transformă, dacă vreți, în pietre și cărămizi pe care le punem la fundația vieții noastre, în putere, adică, da? Cum ne putem întoarce spre noi înșine, creându-ne spațiu pentru introspecție. Și spațiu ca și loc fizic, da? Poate un loc comod, un fotoliu lângă geam, poate am o panoramă, o perspectivă, văd o pădure, văd, da? Deci, pentru introspecție, să mă cufund în interiorul meu, să reduc influențele externe negative, da? Cum spuneam, expunerea aceasta excesivă la tehnologie și la social media, să-mi accept imperfecțiunile, da? Să mă cunosc pe mine. Deci cu cât mă întorc mai mult la mine, da? Cu atât îmi va fi mai bine. Deci în ansamblu există atât o dorință profundă de autocunoaștere, cât și forțe care se opun, da? Adică ne îndepărtează de acest proces. Și acum, în funcție de fiecare dintre noi, cât înțelegem să stăm într-o stare sau cealaltă, putem să avansăm pe acest drum al autocunoașterii și desăvârșirii spirituale sau, din contră, putem să ne pierdem în tumultul, în agitația și nebunia vieții. Pentru că, dragilor, cam o nebunie este, da? Să iau o gură de limonadă. Nu v-am zis, am o limonadă cu polen crud, să știți aici, da? Foarte nutritivă. Bun. De la Magdalena. Ce se întâmplă cu puterea noastră interioară când purtăm măști? Ne pitim. Cu mască, fără mască, da? Este parcă era o emisiune. Nu știu, că eu nu mă uit la televizor, da? Dragilor, când ne punem măști, ce înseamnă că ne punem măști? Adică ne ascundem adevărata identitate și ne prezentăm într-un mod care să corespundă așteptărilor sociale, după cum credem noi că suntem acceptați. De ce? Ca să evităm judecata. Ca să evităm respingere. Pentru că ne doare, da? În acest mod, ce facem? Ne slăbim puterea noastră în multe moduri. 1. Ne pierdem autenticitatea. La un moment dat purtăm măști, nici nu mai știm cine suntem, dragilor. Nu mai știm cine suntem. Ne epuizează emoțional. Să știți că este un efort foarte mare să te arăți într-un fel și tu să fii pe dinăuntru într-un alt fel. Să zâmbești, să spui lucruri drăguțe pe care crezi tu că ar vrea să le audă celălalt și în interiorul tău să clocotești. Da? Te consumă energetic extraordinar de mult, te epuizează emoțional. Ce se mai întâmplă? Păi, nu mai ai încredere în tine, nici nu mai știi cine ești. Dacă tu tot țopăi dintr-o mască în alta, da? Când ești bun, când ești altruist, când ești generos, când ești zgârcit, când ești cu ăla ești într-un fel, cu ălălalt în alt fel, cameleonic, da? Dimineața într-un fel, seara în alt fel, deci nu ai un comportament integru, congruent, da? Și autentic. Să fii tu integru. Cum gândești, conform valorilor tale, așa să și vorbești, așa, da, să și atașezi emoțiile, să simți la fel și acțiunile tale, frate, să fie în acord cu ce transmiți tu, da? Cum se zice, faptele vorbesc, da? Până la urmă, dacă tu spui una, că e ușor să vorbești și, de fapt, faci altceva, da? Te dezici de tine, înseamnă că nu ești congruent, ai purtat o mască. Nici nu mai știi cine ești, da? Deci are loc o distorsiune a încrederii în sine. Ce se mai întâmplă? Ne încărcăm emoțional într-un mod care ne aduce multe prejudicii în timp. Tot această țopăială dintr-o mască în alta, da? Mă încarcă pe mine emoțional, energetic și la un moment dat s-ar putea să explodez, da? Sau, deci îmi creează niște blocaje emoționale, da?
duce la sentimente de frustrare, tristețe, furie nerezolvată, le strâng acolo și odată, bau, fac așa, da? Pur și simplu explodez. Și de la un lucru de nimic, poate că o scânteiuță așa, da? La serviciu a zis un coleg, nu mare lucru, nu te-a jignit sau ceva, nu știu, da, asta mai încolo ca să am și eu loc. E, frate, de la chestia asta, da, pur și simplu poți să explodezi, să ai o reacție nefiresc, de agresivă, de violentă. Deci să uită omul, dar ce făcui, frate, ce făcui? Până la urmă, scuză-mă, dar aveam nevoie de spațiu mai mult, să pun chestiile astea aici. E, dar pentru tine nu e ce ți-a zis. Pentru tine este acea furie nerezolvată în timp. La ce ne mai duce? La pierderi în relații autentice. Da? Pierderi în relații autentice. Adică, pur și simplu, când încep să pun măști, să știți că oamenii ne simt. Chiar dacă la prima vedere ei pot să se lase păcăliți, adică să ne dea impresia că ne cred așa, da? Cum ne arătăm noi în momentul ăla. Dar în timp, chestia asta, să știți că nu funcționează cu măștile, da? Oamenii sunt din ce în ce mai deștepți, pot să zic așa, pe partea asta socială și de relații și de comunicare și își cam dau seama de oameni, da? Când tu ești cameleonic, da? Și te vopsești așa de la un moment la altul, își dau seama, da? Și clar, se îndepărtează de tine, nu ești om cinstit. Nu ești om de încredere, da? Lipsa de aliniere între interior și exterior. Deci nu ești congruent, te trădezi pe tine. Frica de a fi descoperit se simte, omul te miroase, da? Pentru că începi să derapezi, începi să minți, ai uitat ce ai mințit, da? Spui altă minciună care să o acopere pe aia, ăsta să prinde, dar nu ziceai tu că, a, da, ziceam, dar să vezi și începi să divaghezi, să nu mai aibă sens, să nu mai aibă fluență și congruență ceea ce spui și ceea ce ești. Și oamenii își dau seama imediat, da? Ce se mai întâmplă? Te deteriorezi pe dinăuntru. Tu, ca și om, te dezintegrezi. Caracterul tău, moralitatea ta, supraeul, da? Instanța aia morală divină, care știe, da? Că tu ești, cum se zice, lup în piei, în piele de oaie. Asta devii, da? Când îți pui măști atunci, de fapt asta ești. Ești lup în piele de oaie. Adică tu pe dinăuntru simți și ești într-un fel și te arăți, te vopsești masca, blana, da, de oaie. Din păcate, da, din păcate sau din fericire, oamenii își dau seama. Deci chestia asta te ajută să te degradezi ca om. La nivel spiritual, la nivel mental, să știți că la nivel psihic, această purtare de măști, bine că sunt și tulburări aici, tulburări de personalitate, da? Și se numesc într-un anumit fel în specialitatea noastră, da? Și vorbim despre tulburări de personalitate, de tip borderline și alte tipuri de de tulburări, da? Prin care omul la un moment dat nici nu mai știe cine este, da? Și din punct de vedere emoțional și ca și integritate mentală, fie se suprapun planurile în mintea lui, fie se disociază, fie, deci acolo e un talmeș-balmeș, nu are mintea clară, ordonată, da, organizată. E foarte dificil de lucrat cu asemenea oameni și să interacționez cu ei. Cum ne putem recâștiga puterea interioară? În primul rând să ne dorim să fim autentici. Da? Să fim autentici. Deci autenticitatea este cheia pentru a ne regăsi forța interioară. Să ne dăm voie să fim noi înșine. Cu tot riscul, da? Îi spun în mod frumos, învăț despre comunicare asertivă, îmi susțin punctul de vedere, cu argumentele mele, uite, sunt
înțeleg punctul tău de vedere, dar uite care este al meu, da? Pot să înțeleg perspectiva ta, a mea este alta, prefer să merg, da, pe linia mea, uite care este. Sigur că autenticitatea ne aduce congruență, claritate, autenticitate în relații, acceptare de sine, stare de bine și de echilibru. Deci, dragilor, draga mea Magdalena, purtarea măștilor ne slăbește puterea interioară, deoarece ne îndepărtează de autenticitate și de energia noastră reală, ne îndepărtează de cine suntem noi cu adevărat, de capacitatea noastră de a fi în armonie cu sinele nostru profund. Dacă vreți, este ca și cum aș trăda Dumnezeul din mine. Dumnezeul din mine este, într-un anumit fel, unic, special, da? Pentru că Dumnezeu e multiplicat în fiecare dintre noi, într-un anumit fel. Și eu sunt nemulțumită, da, de cum arată Dumnezeul din mine și vreau altceva. Și iau altă blană, altă piele, altă mască, ați înțeles? Și vreau eu să fiu altfel. Bun, și de la Octavian, care zice așa, când nu știi cine ești sau tu știi cine ești, aceasta e întrebarea. Dacă nu știi cine ești cu adevărat, nu vei ști niciodată ce-ți dorești cu adevărat, spunea Roy Bennett. Oare până ce nu vom păși în necunoscut, vom ști cine suntem? Una din întrebări. Ca și răspuns, este adevărat, Octavian, că autocunoașterea profundă necesită să pășim în necunoscut. Și nu e ușor și nu e nici la îndemâna oricui, pentru că ne sperie asta. Este necesar să explorăm zonele acelea și întunecate, că mai sunt și dălea întunecate din noi înșine, pe care poate le-am ignorat, de care poate am uitat, le-am evitat sau nu le-am înțeles cândva. Și Roy Bennett subliniază un punct esențial. Cunoașterea de sine este strâns legată de înțelegerea propriilor dorințe, valori și scopuri. Iar dacă nu știm cine suntem, riscăm să trăim conform așteptărilor celorlalți de la noi sau să ne îndepărtăm de ceea ce ne aduce împlinire. Necunoscutul este cu adevărat calea spre autenticitate și descoperire personală. Deci, până la urmă, de ce ne-am dorit să ne autocunoaștem? Pentru că nu ne cunoaștem. Clar. Și ce înseamnă asta? Este necunoscutul. Și necunoscutul este un spațiu de creștere personală. De multe ori în fața necunoscutului ne simțim vulnerabili și nesiguri, dar este singura cale să intrăm acolo în necunoscut, da? Chiar în întuneric, dacă este cazul, ca să ieșim la lumină. Să ne explorăm incertitudinile interioare, da? Să manifestăm, dacă vreți, acel curaj de a ne explora autenticitatea, da? Băi, frate, eu regăsesc în mine și pe bunica, și pe bunicu, și pe mama, și pe tata, și pe mătușa nu știu care, și pe unchiul nu știu care. Dar dând la o parte, da, ceea ce recunosc eu în mine de la ei, ce mai rămâne? Pentru că noi suntem, dragilor, un mix, da, moștenit în ADN-ul nostru, de la toți străbunii noștri, dar dincolo de ceea ce moștenim, care este partea, miezul, sâmburele, divinitatea noastră, autenticul nostru, asta vreau să aflu. Cine sunt eu? Dând la o parte, de la mama, de la tata, de la toți ceilalți, de la profesor, de la doamna educatoare, cine sunt eu? Dând la o parte, de la mentorii mei ce am învățat, care este esența, da? Sau chintesența divină. Cine sunt eu cu adevărat?
Cunoașterea de sine este o călătorie continuă, niciodată nu terminăm, să știți. De asta suntem noi în Clubul Femeilor Puternice și vă invit, dragilor, să veniți alături de noi și să vă încumetați. E minunat și rezultatele sunt uimitoare. Beneficiile în viața noastră sunt excepționale. Când devenim autentici, când devenim conștienți de noi, integri cu cine suntem noi, când ajungem la esența noastră divină, când suntem în pace cu noi, suntem măreți și strălucitori. În concluzie, pentru a descoperi cine suntem cu adevărat, este esențial să îndrăznim să pășim în necunoscut, să ne confruntăm cu incertitudinile, să explorăm acele părți din noi pe care nu le înțelegem pe deplin. Și tot Octavian întreabă, vrei să știi cine ești? Uită-te la tine prin ochii lui Dumnezeu. Se zice că dacă vrei să știi cine ești, ascultă-te când vorbești cu alții. Cum interpretați aceste afirmații? Și aș închide, spune el, cu ce spunea John Lennon, nu ai nevoie de altcineva să-ți spună cine ești sau cine să fii. Ești liber să fii cine ești. Da, suntem liberi să fim cine suntem, dar câți alegem să fim cine suntem? De ce nu suntem cine suntem? Pentru că nu știm cine suntem. Pare un joc de cuvinte, dar credeți-mă că este foarte profund. Doar atunci când aflăm cine suntem, putem să ne comportăm ca cine suntem cu adevărat și vorbim despre autenticitate din nou. Aceste două afirmații oferă perspective complementare asupra cunoașterii de sine. Una prin prisma spiritualității și alta prin intermediul introspecției sociale. Vrei să știi cine ești? Uită-te la tine prin ochii lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că pentru a ne înțelege adevărata natură ar trebui să ne vedem dintr-o perspectivă divină, prin ochii lui Dumnezeu, să ne percepem dincolo de limitările umane, dincolo de slăbiciuni, dincolo de egocentrism, dincolo de defecte, că suntem perfecți în imperfecțiunea noastră, da? Să ne vedem esența, să ne acceptăm așa cum suntem, să descoperim valorile și scopul nostru, da? Scopul nostru profund, în felul acesta, pentru că asta ne face unici și este ceea ce putem oferi lumii. Dacă vrei să știi cine ești, ascultă-te când vorbești cu alții. Ce înseamnă asta? Că felul în care comunicăm cu ceilalți poate să fie o oglindă care să ne dea indicii despre cine suntem cu adevărat. Dacă bârfim, dacă jignim, dacă suntem agresivi, dacă da, vorbește despre cine suntem cu adevărat pe dinăuntru. Atitudinile, cuvintele, tonul, intențiile noastre reflectă în mod direct valorile și credințele noastre interioare. Și prin interacțiunile noastre în familie, la serviciu, interacțiunile sociale, ne dezvăluim oamenilor așa cum suntem. Atitudinea față de ceilalți este revelatoare, da? Revelatoare. Dacă suntem empatici, răbdători, agresivi, critici sau compătimitori, toate acestea sunt indicii despre ceea ce simțim în interior și cum ne comportăm la lume, da? Cum ne raportăm la lume. Percepția despre noi înșine, modul în care vorbim despre noi în fața celorlalți, reflectă auto-evaluarea noastră. Da? Tiparele mentale și emoționale, limbajul, modul nostru de exprimare dezvăluie tiparele de gândire și emoțiile predominante. De exemplu, o persoană care vorbește adesea despre probleme, dificultăți, griji și îngrijorări trăiește probabil în stări emoționale de anxietate sau pesimism, da? Deci, modul cum vorbim vorbește despre noi. Când un om vorbește, în general este pesimist și vede totul negru, da? Are lentile fumurii. Și percepe comportamentele oamenilor, starea vremii, politică, ce vreți, da? Și
vine cu niște comentarii negative întotdeauna, eu știu că acel om este de evitat. Pentru că mă încarcă. Mă încarcă cu energie negativă, mă duce într-o vibrație joasă, da? Deci, ce avem de făcut? Să ne auto-observăm. Cum vorbim cu noi, cum vorbim cu ceilalți, cum ne judecăm pe noi, ce ne spunem, da? Deci, ambele afirmații, Octavian, ne arată că cunoașterea de sine nu este un proces simplu, ci unul multidimensional, un proces complex. Prima afirmație pune accentul pe o conexiune spirituală și pe a ne vedea dincolo de imperfecțiunile noastre, din perspectiva unei iubiri necondiționate și a unui scop divin. A doua ne cere să ne privim în oglinda relațiilor și a felului în care ne exprimăm zilnic în relații cu ceilalți, față de ceilalți, pentru a descoperi tiparele inconștiente care ne definesc. Dragilor, unind cele două idei, cele două perspective, ce înseamnă că reușim să ne cunoaștem cu adevărat? Dacă ne raportăm la noi din perspectiva lui Dumnezeu și dacă ne gândim la noi din perspectiva relațiilor pe care le avem cu oamenii, eu zic că putem să avem o privire obiectivă de ansamblu asupra a cine suntem noi, da? Deci, prin urmare, cunoașterea de sine conturează prin echilibrul între a ne vedea printr-o lentilă divină, da? Și a ne asculta în mod activ în interacțiunile noastre zilnice. Să știți că fără să ne raportăm la cum te vede Dumnezeu și ceea ce facem noi în această lume, eu zic că cunoașterea de sine este un proces superficial. Da? Dacă nu ne raportăm la, cum să zic, la această perspectivă mult mai înaltă decât noi, la Dumnezeu, la cum ne privește El și ce crede El despre noi. Și din această perspectivă eu una vă spun că pe mine mă interesează mai mult ce crede Dumnezeu despre mine decât ce crede X sau Y despre mine. De ce? Pentru că știu că adevărul adevărat absolut e acolo. Restul ce crezi tu, da? Fiecare dintre voi despre mine, am dat un exemplu și așa este pentru fiecare dintre voi, este subiectiv. Da? Este subiectiv. Unul mă iubește, îl ajut, nu știu, poate am fost pentru el și mamă și tată la un moment dat, da? Altul mă înjură, nu am putut să-l ajut, nu i-am fost pe plac, i-am setat niște limitări, i-am pus, da, niște bariere, da? Și nu mă suportă. Sunt relative toate acestea. Dar toate aceste lucruri, da, mă compun pe mine, cu cine sunt eu. Și e bine să intru în acest proces de autocunoaștere. Dragii mei, o sesiune minunată de o oră și jumătate, mai mult puțin. Vă felicit dacă ați fost aici cu mine, dacă ați avut răbdare. O să ne vedem data viitoare, probabil că luni, cu o altă temă de interes. Vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați conectat aici, tuturor celor care v-ați luat răgazul să puneți întrebări, să puneți caimacul cafeluței noastre. Să aveți un octombrie minunat, cu pace sufletească, cu bucurii și să nu uitați că doar iubirea și unirea salvează omenirea. Vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi. Doamne ajută!